Ce te relaxează? Câte să ai și astfel de momente? Muzica, dansul, plimbările prin parc, să ies afară, să mai comunic cu persoanele dragi mie, statul în familie. Uite, de exemplu, eu am un drag foarte mare când mă duc acasă să stau în casa mea, pentru că este căsuța făcută din munca mea și pe banii mei, munciți în 25 de ani și mi este un drag fantastic să intru în acea casă și să stau pur și simplu, să stau. Care este mâncarea ta preferată? Măi, am mai multe. Acum este greu să mă decid la una. De exemplu, mie îmi plac ardei umpluța lui mama foarte tare. Dar în același timp mai mănânc și, să zic așa, junk food de asta care nu prea este sănătos. Mai mănânc cartofi prăjiți, mai mănânc și pizza, mai mănânc, îmi plac pastele. Ce să fac? Mănânc orice. Important este cât mănânc. Ce colecționezi? Mai mulțoaie. Pe cuvânt. Pe cuvânt, îmi plac foarte tare. Deci am, cred că, saci întregi acasă de maimuțoaie, de pe unde am fost, cum le-am primit și tot așa. Mama mai zice, hai mă, mai dă din jucăriile alea ale tale și mai ia-le de acolo, mai dă și tu la copii. Nu! Deci să nu pună mâna pe așa ceva, mai bine mă duc și cumpăr 100 de jucării noi, din banii mei, decât să dau din jucăriile mele. Ești pasionată de mașini. Ce mașină ți-ar plăcea să ai? Îmi plac foarte tare mașinile. Mie îmi plac mașinile sport, în general. M-am îndrăgostit ultima oară acum de Audi R8. Deci este minunată această mașină. Bine, fiecare cu pretențiile lui și cu posibilitățile lui. Acum ne limităm la un Peugeot 307. Câte tatuaje ai și ce semnificație au? Am două tatuaje, nu pot să zic că unul singur are o semnificație, celălalt l-am făcut din nebunie, din adolescență, să zic așa. Eram în America și mi-a venit așa mie dintr-o dată, hai să fac și un tatuaj. Și am încercat să găsesc niște steluțe, să mă regăsesc printre acele steluțe, să fiu o stea căzătoare, o ceva. Și mai vrei să-ți mai faci altă tatuaje? Nu cred, deocamdată nu. Poate dacă voi ajunge și la a treia olimpiadă, poate îmi voi face o flacără, ceva, sau dacă nu, o pasăre Phoenix. De ce nu? Pentru că tot am picat, m-am ridicat, iar am picat și tot așa. Și celălalt tatuaj ne poți face? E secret. E secret. E secret. Okay. Cum poate cuceri un bărbat pe Cătălina Ponor? Să fie galant. Să fie un om cu picioarele pe pământ, în primul rând. Și să aibă capul pe umeri, pentru că este nevoie. Și cum ai trecut peste despărțirile pe care le-ai avut? Înainte ușor, că erau iubiri adolescente. Peste ultima, într-adevăr, am trecut puțin mai greu. Dar mi-am revenit foarte repede, numai pentru faptul că eram în gimnastică și pentru că trebuia să fiu concentrată la ceea ce aveam de făcut, să nu mă lovesc, Doamne ferește să nu se întâmple ceva. Și atunci m-am trezit mi-au trebuit 2-3 zile așa să împling suferința, că e suferința, după care mi-am revenit imediat, pentru că aveam ceva de făcut și trebuia să dovedesc. Este o modalitate, trebuie în primul rând să ții mintea ocupată ca să poți să treci mai repede. Și asta m-a ajutat, gimnastica m-a ajutat foarte tare. Acum iubești cineva în viața ta? Nu. Deci te concentrezi doar pe carieră momentan? Mă concentrez numai pe carieră, da. Nu vreau să închem interviul, mai avem puțin, dar vreau înainte să te văd la o altă pasiune de-a ta, la pian. Pai de capul meu. Iată, o vedem pe Cătălina Ponor, nu pe bârnă, ci jucându-se la pian. Da. De unde e această pasiune? Când eram mai mică, la școală ne mai prosteam câteodată cu pianul și am făcut o pasiune pentru acest instrument. Ce ai fi făcut dacă nu deveneai gimnastă?
E greu de spus. E greu de spus pentru că eu întotdeauna m-am văzut în sportul ăsta. Și... Dar altceva, a doua ta înclinație? Nu știu, probabil tot ceva, tot pe sport. Pentru că sunt o persoană destul de activă și când eram mică eram foarte ageră și tot timpul să alerg, să sar și spărgeam tot prin casă. Dar și de animale știu că ești... Da, îmi plac foarte mult și animalele. Am deja acasă o mini-fermă, să-i spun așa. Da? Ce cu anume? Cățeluși și pisicuțe. Nici nu mai le țin numărul. Deja vreo 5 pisici și 4 câini. Oh, și ce are grijă de... Câini. Ai mei săracii. Și atunci era bine să fi fost medic veterinar. Da, mi-aș fi dorit să fiu medic veterinar, dar sportul a luat-o înainte, din păcate. Sau din fericire. La final vreau să te întreb, care este motoul tău sau motoul preferat pe care ți-l aduci aminte, să spunem, de fiecare dată când ai o zi proastă? Pot, vreau și voi reuși.